Aș vrea, iubiții Domnului, să vă invit respectuos să ne ridicăm și haideți să citim un cuvânt din Cartea Sfântă, cuvânt pe care l-am mai citit 3 duminici la rând, dar mulțumim lui Dumnezeu, cuvintele Lui ne fac bine. Haideți mai întâi de toate să deschidem la Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, vom citi versetele 15 și apoi versetul 16, unde Biblia spune în felul următor: Domnul Iisus, rugându-se Tatălui cu privire la ucenici, avea să-i facă următoarea cerere: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzește cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Și apoi în epistola a doua, în epistola întâi către Ioan, în capitolul 2, începând cu versetul 15, Cartea Sfântă spune așa: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Până aici cuvântul Domnului, vă rog respectos să ocupați locurile. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mai puteți? Ce mai puteți? Să ascultăm. Balconul mă vede? Să știți că cei ce sunteți acolo pe ultimul rând, ați fi avut loc în față, de data aceasta nu mi-e milă de voi. Puteți să veniți aici în față, încă mai sunt locuri. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, să trăiești în lumea aceasta ca un om sfânt, să trăiești în lumea aceasta, dar să nu-i aparții, e ca și cum îi spuneam la început peștelui să noate, dar nu în apă. Îi spune păsării să zboare, dar nu în aer. E tare greu să asculți această poruncă: Doamne, nu te rog să iei din lume. Ce ai spus Domnului de multe ori când ți-a fost greu? Ia-mă, Doamne! Scapă-mă, Doamne! Du-mă, Doamne, departe! N-ai spus lucrul ăsta. Dumnezeu nu spune asta. Dumnezeu spune: rămâi, luptă și fii biruitor. Poți fi în lume, trebuie să fii în lume, dar nu ca lumea. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și am vorbit mai întâi despre Samson sau pericolul acesta de a birui un leu, dar de a nu birui euul. Acest Samson care a fost plin de puterea lui Dumnezeu, un om foarte puternic, care a avut multe biruințe, biruințe extraordinare, cu o singură falcă de măgar a ucis 1000 de filisteni și totuși n-a putut să biruiască dușmanul din el, pentru că dușmanul se viclea și se ascunde în noi. Apoi, data trecută am vorbit despre pericolul de tip Saul. Atunci când un om e chemat de Dumnezeu și se dă nu putere fizică, îi se dă putere economică, este un împărat, îi se dă putere socială, îi se dă statut și totuși el confundă pe fratele lui cu dușmanul și datorită acestei confuzii își ratează viața. Căci noi n-avem de luptat nici cu carne, nici cu sângele și pe frații noștri trebuie să-i iubim, să-i cinstim, nu să luptăm cu ei. Și acum, în ultimul mesaj din acest ciclu, vom vorbi despre Solomon. Omul căruia i s-a dat puterea înțelepciunii. Unul a avut putere fizică, unul a avut putere socioeconomică, unul a avut puterea minții. Pentru că lui Solomon i s-a dăruit ceva ce n-a mai avut nimeni în aceeași măsură. Știe cineva despre ce e vorba? Înțelepciune. Dar știți de ce i s-a dăruit înțelepciune? Pentru că așa l-a născut pe el maică-sa. Nu. Pentru că știu eu ce. Pentru că a zis: nu am. Și așa se și spune în epistola către Iacov: dacă cineva n-are înțelepciune, s-o ceară și Dumnezeu o dă cu mână largă. De ce nu suntem noi înțelepți? Pentru că nu ne-a făcut mama și tata înțelepți. Nu, pentru că noi suntem prea mândri să recunoaștem că nu suntem. Și pentru că suntem prea mândri să cerem de la cel ce ne poate da. Pentru că dacă spui: Doamne, chiar nu știu, și ce va face Dumnezeu? Păi te învăț eu. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți, faceți și voi din când în când câte o rugăciune, da? Dumnezeu să-mi dea putere. Și aș vrea să fim alerți astăzi. Sper să termin. Și Dumnezeu să ne ajute. Mi-a zis cineva: dar nu mai zic frate, nu mai zic soră.
stau cu minte și-mi văd de treabă. Un pocăit s-a dus într-o localitate, a ajuns într-o localitate și, pentru că era deja spre seară, s-a gândit să vadă dacă nu cumva are ceva frații de-ai lui pe acolo să găzduiască și el, pentru că deja era târziu și nu și-a dat seama că n-ajunge la țintă. Și a găsit o bătrână și a întrebat-o: auzi, măicuță, pe aici prin sat, pocăiți sunt? Și bătrâna a întrebat: de sâmbătă sau de duminică? La care el a zis: de toate zilele. De ăștia n-avem. Avem ori de sâmbătă, ori de duminică. De toate zilele n-avem. Iubiții Domnului, dar trebuie să fim pocăiți de toate zilele. Și în această după-amiază, despre acest Solomon, care n-a știut să fie pocăit de toate zilele. Pentru că a plecat ca din pușcă. A plecat extraordinar cu Dumnezeu. A plecat smerindu-se. A plecat recunoscând că n-are cum să fie împărat decât dacă Dumnezeu l-ajută. S-a smerit și știți ce frumos lucrează Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat spre el și a zis: o, de-ar înțelege oamenii că eu nu vin cu mâinile goale. Dumnezeu acum e aici și n-a venit cu mâinile goale. El a venit cu mâinile încărcate de daruri. I-a zis: ce-mi ceri tu, Solomon? Dă-mi, Doamne, înțelepciune să conduc poporul. Și atunci s-a uitat și a zis: atât de dragă mi-a fost rugăciunea asta că n-ai cerut pentru tine. Să înțeleg că Dumnezeu are o problemă cu cei care cer numai pentru ei. Să înțeleg că Dumnezeu are o problemă. Și a zis: pentru că n-ai cerut doar pentru tine, ci ai cerut să faci lucrarea mea, am să-ți dau și ce n-ai cerut, Solomon. Am să-ți dau bogăție, am să-ți dau sănătate. Dumnezeu n-a venit cu mâinile goale, dar Dumnezeu caută ceva. Dumnezeu caută un om să-l binecuvânteze. Și Dumnezeul nostru are pentru toți binecuvântare. Dar trebuie să înțelegem ceva din Dumnezeu. Trebuie să înțelegem cum să lucrăm cu Dumnezeu în lume, dar nu din lume. Lumea aceasta, iubiții Domnului, este o lume fantastic de egoistă. Și să credeți lucrul ăsta, fiecare este într-o goană nebună pentru sine. Și Biblia spune așa, în Ieremia, capitolul 2, versetul 2, Biblia spune așa: du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Uitați ce spune Domnul și spre ce se uită Domnul și de ce este interesat Dumnezeu. El acum aici în adunare e interesat de ceva. Și iată ce spune Domnul: mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără. Oare la buletin se uită Domnul? De iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. Logodnica are o caracteristică: încă nu e sigură că va fi luată în căsătorie. Și atunci ea este foarte atentă să nu deranjeze și nu cumva să supere pe mire. Calcă, cum se spune la români, în vârful picioarelor. Merge, cum se spune, ca pe aci. De ce? Pentru că așa de mult își iubește logodnicul că vrea să-i fie mireasă. Dar, Doamne, da, tu te uiți spre ceva. Da, zice Dumnezeu, mă uit când erai logodită cu mine și când orice lucru, cât de mic, ți-era teamă să-l faci ca să nu mă superi. Dar acum parcă ne-am relaxat. Știți ce spun oamenii în căsătorie? A, zici, cum e? Câți ani au trecut de la căsnici? Vreo 20. Și cum e? Ca pe pământ. Știți, ca să nu spunem ceva care să jignească pe cel de lângă noi, spunem și noi așa mai pe pocăiește. Ca pe pământ, frate. Dar vă traduc eu ce înseamnă. Bine nu-i. Dar oare credința ne învață să ne răcim sau să ne aprindem? Oare harul lui Dumnezeu înseamnă să mergem cu o lumină scăzândă sau cu o lumină crescândă? Dar dacă el e credincios și a fost la fel și în tinerețea ta și a fost la fel și în maturitatea ta și este la fel și la căruntețile tale și dacă el nu s-a schimbat și el a avut aceeași bunăvoință, aceeași dragoste, aceeași purtare de grijă, oare eu ce ar trebui să spun? Fă-mă, Doamne, iarăși tânăr. Fă-mă, Doamne, iarăși logotnică. Fă-mă, Doamne, iarăși cel ce am fost, având o dragoste ca a ta.
S-a uitat Dumnezeu și a zis, te iubesc, Solomon. Îmi place cum te rogi. Îmi place grija pe care o ai să faci ceea ce ți-am încredințat. Îmi place foarte mult modul cum privești slujba, responsabilitățile ei. De aceea a zis Domnul Dumnezeu, am să-ți dau peste ceea ce ai cerut. Pentru că eu nu sunt Dumnezeu care să nu știu de ce ai tu nevoie. Și s-a bucurat Solomon de o faimă cum n-a avut nimeni. Întreabă pe orice copil, întreabă pe orice tânăr, pe orice bătrân, întreabă pe cel ce vine în biserică și pe cel ce nu vine în biserică. Cine a fost cel mai înțelept om de pe pământ? Cei mai mulți îți vor răspunde Solomon. Nu prea știu oamenii ce sărbătorim la Paște, dar de Solomon au auzit. Însă iubiții Domnului, Biblia spune că Solomon n-a sfârșit cum a început. Și aici e această luptă a lumii. Încă o dată vă spun lucrul acesta, cum mi-l spun mie. Ascultați ce vă spun. Atâta răbdare are lumea asta să ne fure dragostea Tatălui. Atâta răbdare și atâta tenacitate are cel rău să ne despartă de Dumnezeu, că va folosi fiecare zi a vieții noastre până atunci când ne va găsi relaxați, cu mintea neconcentrată la Dumnezeu, cu voința slabă și ne va da atunci o lovitură. Iubiții Domnului, să nu uitați că lumea aceasta vrea să ne fure dragostea Tatălui. Ea e în stare să-ți dea ce vrei tu, e în stare să-ți dea bani, e în stare să-ți dea faimă, e în stare să-ți dea poziție, numai să-ți fure dragostea Tatălui. Dar eu spun în această zi, pe toate le las, numai dragostea Tatălui s-o am. Poți spune și tu amin. Lăudat să fie Domnul. Iată ce spune Biblia și haideți să citim câteva versete. Citesc din Împărați 3:1. 1 Împărați 3:1. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David. Fiți atenți ce vă spun. Sublinierea Duhului Sfânt, știți care este? Cetatea lui David, ca să vă dați seama de anomalie. Nu întâmplător spune cetatea lui David, pentru că n-ar fi avut ce să caute acolo. Ați înțeles? Până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejur Ierusalimului. 1 Împărați 3:3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiul lui tatălui său David. Numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. E suficient acest numai că pentru cel rău. Și iată ce spune Biblia în continuare. 1 Împărați 11:1. Sunteți atenți, da? Împăratul Solomon a iubit multe femei străine afară de fata lui Faraon. Moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte dintre neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel, să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. Încă o dată, v-ar întoarce negreșit, spune Domnul. O, îl schimb eu. O, se va pocăi. Și ce spune Biblia? Negreșit spre Dumnezeii lor v-ar întoarce inimile. De aceste neamuri s-a lipit Solomon și ascultat această expresie biblică fantastică. Târât de iubire. Eu știam că iubirea înalță. Eu știam că iubirea nobilează, nu târăște. Și vom vedea în această seară ce se întâmplă când ajungi să fii târât de iubire. A avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare. Și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei, și vă rog să rețineți expresia, când a îmbătrânit, ce răbdare are lumea asta? Ai zice că ai scăpat? Niciodată. Până închizi ochii, e o luptă pe viață și pe moarte. Pot mărturisi cei cu pericărunți? Că e o luptă pe viață și pe moarte. Nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Ascultați ce vă spun, iubiții Domnului. Încerc să fiu foarte scurt, pentru că dumneavoastră știți că eu dintr-o predică cu trei puncte am făcut trei predici. Așa că să ne așteptați în această seară că am trei puncte în predică. Am un singur gând de bază. Amin. Cum adică să fii târât de iubire?
Cum adică să fii târât de iubire? Toată perioada asta m-am frământat. Cum adică să fii târât de iubire? Dumneavoastră, cred că ați fost îndrăgostiți, chiar dacă nu vă mai amintiți, da? Probabil că toți am fost îndrăgostiți. Știți că îndrăgostirea aduce așa un fel de amețeală plăcută. Nu-l vezi decât pe el, nu-l vezi decât pe ea. Omul vorbește cu tine, tu nu vorbești cu nimeni. Tu zâmbești când alții n-o fac. În sfârșit, e frumos. Este o lucrare pe care Dumnezeu ne-o permite. Și eu cred, iubiții Domnului, că în credință trebuie să existe un foc sfânt și un clocot al credinței. Un clocot al dragostei lui Dumnezeu. A idoma celui pe care cineva îl resimte când se îndrăgostește de o persoană. Ei, iubiții Domnului, Biblia vorbește despre faptul că Solomon a fost târât de iubire. Adică, cum să fii târât de iubire? Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Solomon și-a îndreptat ochii spre ceea ce i-a plăcut. Nu era o lege care să-i spună împăratului că n-avea voie să aibă două neveste. Dar era o lege care îi spunea împăratului că n-are voie să ia din neamuri străine. El s-a uitat și a zis, da, îmi place, e frumoasă, e plăcută. Și a acceptat să facă pasul acesta și să se alipească și să ia aceste, sau să ia această fată a faraonului, pentru că i-a plăcut și s-a încuscrit. Ce se întâmplă cu asemenea iubire? Pentru că în prima fază stau de vorbă cu mulți tineri și sigur că în această după amiază, mai ales cu tinerii, vreau să stau de vorbă. Frate Florin, dai frumoasă. Frate, dai frumos, e așa, e nu știu cum. Te uiți și îți place. Și în momentul acela lași garda jos pentru că îți place de omul respectiv și te uiți mai mult cu ochii aceștia de carne și slăbești în ceea ce Dumnezeu îți spune să fie protecție pentru tine. Și când faci pasul acesta, ceea ce nu știm noi este următorul lucru. Iubirile străine vin la pachet cu o mulțime de lucruri. Ce înseamnă târât de iubire, târât de iubirile străine? Târât de iubiri. Înseamnă că noi nu cunoaștem partea ascunsă a acestor iubiri. M-aude cineva? Dar noi am venit în după-amiaza asta să vă spunem partea ascunsă a acestor iubiri. Știți la ce se referă partea ascunsă a acestor iubiri? Îți zâmbește frumos, îți vorbește politicos, poate că e mai manierat decât unul sau altul, dar atunci când ai de-a face cu el de aproape, descoperi niște lucruri care te îngrozesc. Pentru că omul care nu-i întors la Dumnezeu este un om care are foarte multe fisuri de caracter și are foarte multe lucruri slabe în viață. Poate că atunci când te uiți, îți place și băieții în această după-amiază să mă audă la ce spun eu. Să alegeți după caracter. Încă o dată. Alegeți după caracter. Aș vrea, iubiții Domnului, să mai citim un verset ca să înțelegem puțin mai mult acest cuvânt târât de iubire. Iacov 4:8. Un cuvânt aspru, dar e un cuvânt de la Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu și El. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu... A, te iubesc, Doamne. Eu vin la biserică. Îmi plac cântecele creștine. Mă lupt să vin să fiu duminică dimineață. Da, dar în același timp, tu îți împarți inima cu o iubire străină. În același timp, cultivi în inima ta o iubire străină. Acest amestec, această dualitate... Este una dintre cele mai periculoase, este unul dintre cel mai periculos atac din partea lumii. Ascultați-mă că ce vă spun. Întotdeauna, în viața unui om, cel rău va lucra prin dragoste. Ascultați ce vă spun, prin dragoste. Dragostea ciudată, dragostea pe care Dumnezeu o numește străină. Poate găsește copilașul acesta mămica. Și mămica își găsește copilașul. Amin. Iubiții Domnului, Biblia vorbește despre această iubire ca fiind o iubire străină. Străină de ce? De voia Domnului. Străină de voia Domnului. Vine cel rău și întotdeauna încearcă să
folosească nevoia noastră de a fi iubiți, nevoia noastră de prietenie, nevoia noastră de a comunica, nevoia noastră de a fi în prezența oamenilor și oamenii în prezența noastră și deturnează lucrul acesta pentru ca în inima ta să-și facă loc o iubire străină. Iubiții Domnului, cunosc foarte mulți oameni care sunt sinceri în dorința lor de a veni la biserică, care sunt sinceri și Biblia spune așa: nu vă mai înșelați singuri spunând templul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Pentru că templul lui Dumnezeu nu te ajută cu nimic, prietene, dacă inima ta este o inimă împărțită. Inima împărțită este o inimă în care locuiește o iubire străină care te va trage într-o direcție, care are foarte multă răbdare, care face un plan și va veni un ceas și un moment când pur și simplu nu vei mai putea face absolut nimic pentru că te vei trezi legat feldeleș. Vreau să vă spun câteva lucruri. Fiți atenți la ce vă spun acum. Câteva lucruri biblice. Nu oricine îmi zice va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia tatălui meu. Adică ce ne spune lucrul ăsta? Poți rosti lucrurile corecte, dar nu e de ajuns. Poți vorbi ca din Biblie, poți cunoaște Biblia, ba poți să o predici altora. Dacă nu faci ceea ce trebuie, Dumnezeu spune, este inutil. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea. Putem sta pe un scaun și Satana să spună așa, cultivăm numai un pui. Cultivăm numai un pui în inima ta, atât. Nu-i nevoie de mai mult. Un pui. Nu a fost găsit Solomon ca fiind lacom, n-a fost găsit ca fiind crud, n-a fost un om care să-și disprețuiască aproapele, n-a luptat împotriva rivalilor lui, el a avut un singur pui în inima lui, el a avut o slăbiciune pentru femeile frumoase și le-a adus la palat și atunci inima lui s-a împărțit. În acel moment Dumnezeu n-a mai fost acolo pe primul loc, dar de fapt vreau să vă spun adevărul, puteți să-l primiți. O inimă împărțită nu e împărțită. O inimă împărțită nu e împărțită. Țineți minte, o să revenim asupra acestui lucru. O inimă împărțită nu e împărțită. Pentru că iată ce spune Biblia și e bine să spunem acum ca să nu avem să fie limpede. Luca 16:13. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Încă o dată, nu poate, îi se pare. Nu poate sluji la doi stăpâni. Că să o va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. De fapt, Dumnezeu spune, când inima e împărțită, nu e împărțită. Când inima e împărțită, deja este dăruită. Când tu l-ai avut pe Dumnezeu, te-ai întors la Dumnezeu și apoi o iubire străină a venit în inima ta, tu nu ești un om cu inima împărțită. Numai ți se pare că ești un om cu inima împărțită. Pentru că deja dominanta inimii tale este iubirea străină care te trage într-o direcție greșită. De ce este o iubire care te târâie? Pentru că tu cu mintea spui, îl vreau pe Dumnezeu și pentru că tu cu inima și cu sentimentele nu te poți înfrâna. Haideți să vă spun un lucru. Dimineața, la prima oră, când am deschis tableta să mă uit pentru mesaj, mie mi-intră automat e-mail-urile. Și primul e-mail, pentru că headline-ul este imediat apare. Cineva care mi-a scris, imediat am deschis e-mailul pentru că mi s-a părut șocant. A zis, îmi este silă de mine, nu mai vreau să trăiesc, nu mai vreau să fac nimic, nu mai vreau să știu de nimic, vreau să mor, nu mai am nicio șansă. Ce se întâmplase? Un tânăr credincios din casa lui Dumnezeu s-a dus după o domnișoară, l-a târât, a ajuns într-un punct și în punctul acela a simțit că deja el nu mai merge pe picioarele lui. Pentru că există în antichitate, exista o modalitate prin care învingătorul lega la carul lui pe cel învins. Și literalmente îl tira. Dumnezeul nostru este Dumnezeul libertății, a demnității. Dumnezeu vrea să stai în capul oaselor. Dumnezeu vrea să mergi pe picioarele tale. Dumnezeu nu vrea să fii un trofeu la carul celui rău. Nu vrea să fii târât. Sunt oameni care vin și îmi spun pe de altă parte următorul lucru. Ce pastore, sunt mistuit. Cu mintea îmi spun de fiecare dată, ești un nebun. Însuși David spunea cu privire la păcatul lui, am lucrat ca un nebun. Saul, de-a trecută, avea să recunoască, am lucrat ca un nebun.
Ei recunosc nebunia lor, dar în momentul în care ai permis iubirii străine să-și împartă inima ta cu Hristos, ea va fi dominantă, ea te va târî, ea te va conduce, ea te va abate și ea te va conduce într-o direcție greșită. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, spuneam că nu poți spune doar lucrurile corect, trebuie să și le faci. Domnul să ne ajute. De ce și cum? Unde se arată lucrul ăsta? Haideți, răbdați, da? Biblia spune clar unde apare testul și unde un om poate să-și dea seama că el este un om care doar zice, nu și face. Sunteți interesați? Poate că vrei un test în viața ta. Doamne, mi-e frică în seara asta și mă gândesc, uite ce spune omul ăla. Oi fi un om care numai zic și nu fac? Sau sunt un om care zic și fac? Cum îmi dau seama? Și uitați ce spune Biblia. Testul este ploaia, vântul și șivoiul de apă. Pentru că cine are temelia pe stâncă, când va veni ploaia, vântul și vor veni furtunile, va rămâne ancorat în Dumnezeu. Iar cel ce numai zice, nu va rămâne ancorat în Dumnezeu. Și acum vă întreb, uitați-vă în ochii mei, ați văzut oameni plini de entuziasm care au plâns aici în fața și au zis să-mi dau viața lui Iisus? Ați văzut acolo oameni în baptistier care au zis, până la moarte voi fi cu Dumnezeu? Ați văzut oameni care după aceea au avut entuziasm să vorbească despre Dumnezeu și nu-i mai vedem în casa lui Dumnezeu? Întrebați ce s-a întâmplat. A venit un necaz, a venit o amărăciune, a venit o întâmplare rea în viața lor. Și știți ce au zis? Nu există Dumnezeu, Dumnezeu nu-i pasă de mine, totul a fost un neadevăr. Când temelia este Hristos, știi ce spui în încercare? Chiar dacă Dumnezeu îngăduie, eu știu că Dumnezeu îmi este binevoitor și voi vedea fața. Aici e testul. Cine zice și nu face, e un om care la prima încercare sau la o încercare mai grea în viață, temelia nu este pusă în Hristos și el va fi un om care va fi târât, măturat, luat și dus. Domnul să ne ajute să nu fie așa cu noi. Iubiții Domnului, poți să și faci lucruri bune. Poți să și faci lucruri bune. Eu acum vreau să vă aduceți aminte. Data trecută, ce a făcut Saul când i s-a tăiat colțul hainei? A stat de vorbă cu David? Și ce a zis? Nu mai vin după tine. S-a întors acasă. A fost o faptă bună, foarte bună. Dar ia spuneți-mi, împărați din Israel, când au realizat că au greșit înainte de Dumnezeu și într-un proroc le-a vorbit Domnul și s-au întors, nu s-au întors, n-au făcut o faptă bună. Eu știu cel puțin câțiva dintre ei care s-au întors și au zis atunci, nu, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta. Însă întrebarea este, au rezistat la proba timpului? Poți să faci niște lucruri bune, dar dacă n-ai constanță în lucrurile bune, atunci tu ești ca un om care ești mânat încolo și încoace. Ce spune Biblia? Un om care nu crede și se îndoiește este ca un val din acesta care se duce ba într-o direcție, ba într-o alta. Și spune Biblia, un astfel de om să nu se aștepte la nimic bun de la Dumnezeu. Iubiții Domnului, nu ești un om credincios decât în momentul în care faptele bune umbli în ele zi după zi. Constanță în alergarea noastră. Amin. Un om care i-a dat inima total lui Dumnezeu și nu este un om care este cu inima împărțită, este un om care e constant în alergarea lui. Este un om care aleargă cu stăruință în alergarea care stă înainte. Știu că e puțin dificil, e puțin arid, dar aceasta este realitatea. Oameni buni, ați văzut copii? Haideți să luăm un exemplu simplu. Copii, i-ați văzut? Acu plânge? Acu râde. Cine are bomboane, ăla este primit. Hai cu mine. Dar ce-mi dai? O bomboană. Hai că vin. Păi așa e Dumnezeu nostru. Așa trebuie să fim noi. Și sunt oameni care merg de aici colo și spun, mă duc la Betel, că acolo e mai dulce bomboană. Poți să faci ce vrei. Poți să faci cum vrei. Dar eu spun un lucru. Dacă tu nu ești un om constant cu Dumnezeu, inima ta e împărțită. Spuneam luni ceea ce spun și astăzi și o să spun în vecii vecilor și Dumnezeu să mă ajute. Dacă toți, absolut toți în jurul meu n-ar mai vrea să fie cu Dumnezeu, nu s-ar schimba absolut nimic în relația mea cu Domnul. Mi-ar fi mai greu? Negreșit. Ar fi mai dificil? Negreșit.
Dar nu s-ar schimba nimic în relația mea cu Dumnezeu. Pentru că El nu s-a schimbat și El este același. Ieri, azi și în veci. Poți să faci o faptă bună? Da. Dar nu numai că trebuie să ai constanță, trebuie să ai și motivația corectă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne dea putere. Coloseni 3:7. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Deci, ca să nu ai o inimă împărțită și inima ta să-i aparțină Domnului în toate, nu-i suficient să spui, trebuie să și faci. Nu-i suficient să faci și trebuie să ai constanță în ceea ce faci. Nu-i suficient să faci și să ai constanță în ce faci, trebuie să ai și motivația corectă. Și care e motivația corectă? Să se vadă Iisus. Să se vadă Iisus. S-a văzut Iisus prin ce ai făcut tu? Atunci tu ai o inimă dăruită Domnului. S-a văzut Iisus prin ce faci tu? Atunci cu adevărat inima ta aparține Domnului. Dar nu mă interesează de mine, mă interesează de El. Fiți atenți, acum partea cea mai periculoasă. Încheiem. Până la urmă, tot aici voi fi dacă Domnul ne ajută. Dar poți să ai și sentimentele potrivite și inima ta să nu fie în totul a Domnului. La un moment dat poți să ai și sentimentele potrivite. Și vă dau două exemple de oameni care au avut sentimente potrivnice. Primul, cel pozitiv, este al lui Ieremia. S-a uitat Dumnezeu la Ieremia și a zis: de râsul tuturor m-ai făcut. Am ajuns o pricină de râs. Corect ce spunea Ieremia. Toți mă batjocoresc. Toți se poartă cu mine într-un chip disprețuitor. Cum era omul ăsta sentimental? Rănit. Cum era omul ăsta din punct de vedere sentimental? Apăsat. Îi credeți că avea sentimente clar, sentimente de durere. Și ce a spus? Chiar de inima mea simte așa? Tu m-ai înduplecat. Și voi rămâne înduplecat. Da, uite, simt ce simt și nu-mi place ce simt și mă tulbură ceea ce simt și ceea ce simt mă face să mă simt rău. Dar nu o să-mi urmez sentimentele, chiar dacă sunt sentimente corecte. O să urmez ce? Ce am făgăduit lui Dumnezeu. Pe de altă parte pot fi sentimente la celălalt pol. Ruth și Oprah, nurorile lui Naomi, s-au oprit la un punct. Și Naomi le-a zis: duceți-vă acasă. Că eu nu mai am băieți să vă dau. Și chiar dacă s-ar naște, nu mai e timp să crească și să... Și atunci ce a făcut Ruth și Oprah? Exact același lucru au făcut amândouă. Plâns sau amândouă. Păi ca să plângi, clar că ai niște sentimente, nu? Deci nu plângi decât dacă ai niște sentimente. A plâns Oprah, a plâns. A plâns Ruth, a plâns. Sentimentele erau bune, da. Și totuși, dacă inima este a Domnului, plângi și mergi înainte. Nu plângi și te duci înapoi. Oprah s-a pierdut undeva în istorie. Ruth a rămas. De ce? Pentru că nu întotdeauna sentimentele pe care le ai trebuie să le asculți. Uneori sentimentele astea îți pot spune: nu mai vin, domnule, nu mai fac. Am ajuns de râsul tuturor. Nu mă bagă nimeni în seamă. Fac un lucru bun și sunt tratat într-un mod prost. Da. Dar Dumnezeu din cer te-a chemat. Dar Dumnezeu din cer îți va răsplăti. Dar lui îi faci lui și el nu te tratează așa. Omul care o face, Dumnezeu să-l ajute să schimbe. Dar tu să mergi înainte. Să auzi 100 de vorbe, 101. Tu să mergi înainte și să fii biruitor în numele Domnului Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie Domnul. Poți spune că e un nimic, dar de fapt e mult. Un slujitor, un credincios, găsi un câine. Haideți că trebuie să vă mai spun câte ceva, să mai treziți. Găsi un câine. Frumos, au plăcut câinele la copiilor, era un câine mai mic, așa. Era negru tot și avea și câteva fire albe. Și copiii au zis: tată, tată, putem să-l păstrăm, poate să fie câinele astea al nostru. Și el a zis: da, până când ni-l cere cel ce l-a pierdut. Și în sfârșit au ținut câinele, s-au atașat de el și într-o zi, un anunț în ziar: am pierdut un câine în zona, e un câine negru cu câteva fire de păr alb și cine poate să dea relații? Și un vecin al acestui slujitor a dat răspuns: pare mi se că l-am văzut în curtea vecinului meu. Și s-a auzit. Și copiii au venit plângând și au zis: tată, 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 trei copii avea, tată, te rog frumos, să păstrăm câinele.
Păi au zis, da, dacă vine omul, recunoaște, ce să facem? Și au zis, păi nu știm să-l păstrăm. Și ăla s-a gândit, a luat puțină și, da, gata. Firele albe făcute sau negre, toate, gata. Și a venit omul și a zis, o, zice, cățelul meu. Și a zis, cum, domne, cățel? Ia, uitați-vă cu atenție. A, da, zice, el n-are firele ale albe, dar zice, da, ta seamănă cu al meu, domne. Sigur, zice, nu e al meu. Păi zice, are fire albe? N-are, zice. Știți cum este sfârșitul povestei? Și băgați bine de seamă ce vă spun. Crescut au cei trei copii și nici unul n-a fost pocăit. Știți de ce? Pentru că așa este când vopsești câteva fire de păr albe ale unui cățel, crezând că e un lucru inocent. Noi nu vopsim. Noi spunem lucrurilor pe nume și trăim cum vrea Dumnezeu. De-aia e important să nu-ți împarți inima. De-aia e important să rămâi credincios lui Dumnezeu. Pentru că tu dă voie copilului tău să-ți vadă lacrimile, dă voie să-ți vadă sentimentele, dar dă-i voie să-ți meargă, să vadă că și mergi înainte. Da, e greu, da, nu e ușor, dar mergem înainte cu Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus, binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Iubiții Domnului, aș vrea numele Domnului Iisus Hristos în această seară să încheiem și nu vreau să vă mai spun decât acest lucru. O inimă împărțită se caracterizează prin doi stăpâni, două pahare, două măsuri. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Oare de ce spune Domnul Dumnezeu că nu putem bea din paharul Domnului și din paharul 1 Corinteni 10 cu 21? V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu, când spune de inima împărțită, folosește trei sintagme diferite? Pahare, stăpâni, măsură. Pentru că acestea toate sunt unul și același lucru. Descriere ale unui și același lucru. Păi știi de ce îți spune Domnul două pahare? Că să-ți aduci aminte că povestea ta de dragoste a început într-o odaie de sus. Când Iisus Hristos a fost paștele jertfit pentru tine. Mereu și mereu Dumnezeu vrea să te retragi în locul acela intim al relației tale, al începutului tău cu Dumnezeu. Știți, de aia ne spune, nu puteți bea paharul, că paharul acela s-a uitat Hristos la el și a zis, paharul acesta este legământul cel nou în sângele meu. Și Biblia spune să nu călcăm în picioare legământul, să nu călcăm în picioare sângele Fiului Său, așa ne spune în Cartea Evrei. Mereu Dumnezeu vrea să spună, nu fă lucrul ăsta, nu fă lucrul ăsta. Oare de ce ne spune Dumnezeu despre doi stăpâni? Pentru că, de fapt, slujim, zicem noi, unuia, amândurora, de fapt slujești unuia. Și ce înseamnă două măsuri? Mi-a plăcut lucrul ăsta și vreau să-l afișați. Vă rog să mă ajutați. Deuteronom 25 cu 13. Citim trei versete. Ce mi-a plăcut versetul ăsta? Îmi place foarte mult. Haideți, un pic de efort, da? Știu că vă este greu, dar nu se știe când vă ajută ce vă spun eu. Poate chiar mâine? Poate chiar diseară. Să n-ai în sacul tău una mare și alta mică. Ne oprim aici la s-afișat. Să n-ai în sacul tău. Și am zis eu, dar eu nu mai am sac, doamne. Mie nu mi se mai aplică că nu mai umblăm cu sacul. Ba da, știți la ce se vrea sacul? La muncă. Ei mergeau cu sacul, că erau agricultori. Și ce spune de fapt? La slujba ta. Să n-ai două măsuri. Să trăiți șeful, să nu trăiți șeful. Cu unii într-un fel, cu unii într-un fel. Să n-ai două măsuri. În serviciul tău, nu te uiți la fața omului. Tu faci totul ca pentru Dumnezeu, spune Biblia. Și voi, robilor, să vă siliți, nu când sunt stăpânii de față. A venit șeful, șase, a venit șeful. Mamă, ce pui mâna, lucrezi, totu-i lună. A plecat șeful, gata, nu mai e aici. Să n-ai în sacul tău două feluri de măsură. Deci la serviciul tău să fii un om conștiincios. Iată ce aplicație are să n-ai inima împărțită. Apoi spune Biblia în continuare în felul următor. Domnul să ne ajute. Să n-ai în casă două feluri de efă. În casă. Una mică, una mare. Adică asta e clar. Să nu vopsești firele, nu? Deci asta am înțeles-o. E limpede. Și trei, spune Biblia în felul următor. Ci să ai o greutate adevărată și dreaptă. Ci să ai o greutate adevărată. Să ai o efă adevărată și dreaptă pentru că să ai multe zile în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Acum eu m-am gândit la următorul lucru și aici vreau chiar să închei. Fiți atenți la ce vă spun. Mă întreabă o soră. Sigur, frate, Eclesiastul din Biblie. Sigur, soră. Sigur, e o carte canonică. 100%. Frate, zice, eu nu pot să o citesc pe asta că mă amărăsc. Oare de ce o fi lăsat Dumnezeu cartea aceasta a Eclesiastului? V-a spus întrebarea. Citiți în cartea Eclesiastului.
Păi când începe Ecleziastul să vorbească, spune așa, mi s-a urât cu viața. Tot ce are omul bun pe pământ o să-i mânce să bea. Stai și tu și spui, Doamne Iisuse, ai milă, cum poți vorbi lucrurile acestea? Mai amară decât femeia e moartea. Poți să pui pe asta într-o felicitare? Ce-o dat? Din 1000 de bărbați am găsit unul cinstit. Și știți continuarea. Invers nu. Dar asta-i scris acolo și tulburător și te tulbură. Dar de ce? V-a spus întrebarea de ce? Oameni buni, vreau să vă spun în seara aceasta un lucru limpede și clar. Dumnezeu să ne ajute. Când omul are inima împărțită, ajunge să aibă niște amărăciuni în inima lui și ajunge să aibă o viziune asupra vieții ciudată, pesimistă. Ajunge să aibă o viziune întortocheată asupra vieții. Ascultați ce vă spun. Am văzut oameni care îl iubesc pe Iisus Hristos cu toată inima lor. De o simplitate, de o naturalețe. Viața e limpede. Aici e alb, aici e negru, aici e stânga, aici e dreapta. Nu că o fi. Acum ascultați-mă, iubiții Domnului. Filozofii și filozofarea. Ajungi să filozofezi în momentul în care îți întortochezi mintea datorită inimii împărțite. Dumneavoastră știți care sunt cei care tot găsesc tot felul de argumente, sucite și tot felul de argumentele. Cei care justifică iubirile străine. Ajungi să justifici iubirile străine filozofând că o fi, că o păți, că-i stânga, că-i dreapta, că-i contextul cultural, că nu-i așa, că nu-i toată Biblia canonică. Prostii, oameni buni! Lucrul ăsta se datorează faptului că nu locuiește în inima noastră o singură iubire. Pentru că iubirea asta când locuiește, ea acaparează tot, domină tot. Și îți dă o minte limpede, o minte clară, să ajungi să spui, mi-am urât viața, să ajungi să spui lucrurile acestea. De ce le-a lăsat Dumnezeu să fie scrise? Ca să înțelegi ce pericol ai când ți se abate inima. Oameni buni, stau câteodată și stau de vorbă cu oameni care sunt foarte necăjiți și sunt oameni care e clar că în viața lor a intrat o iubire străină și i-a scos de pe calea cea dreaptă. Când citesc e-mail-urile acestea, vă rog să mă iertați, sunt tare încâlcite. Atât de încâlcite. Și uneori, știți, răzbate așa un soi de sentimentalism din acesta și un soi de afectivitate din asta rănită, turbată. Știți, un soi de împlâng de milă. De ce? Pentru că ne moaie iubirile străine. Oameni buni, iubirea lui Dumnezeu îți dă sănătate, iubirea lui Dumnezeu îți dă putere, glorie lui Dumnezeu. Nu te face filozof, te face tată, te face mamă, te face frate, te face soră, te face vecin. Nu te face filozof. Uitați-vă la filozof. Mereu învârt vorbele, te uiți, te zăpăcesc, te hipnotizează, îți vine să te culci. Dar când Dumnezeu vorbește și e clar și e limpede, nu că Dumnezeu... Dumnezeu ne ajută, slăvit să fie Domnul. Haideți să vă spun o poveste și cu asta gata. Spocăit. Știu. Sună o doamnă la pompier și a zis, nu știu, zice, dacă mă puteți ajuta, zice, dar nu știu unde să mai sun. Am în pivniță un scongs. Certați-mă, zice, dacă vă deranjez. Știți ce e ăla? Un animal din ăla care, dacă îl superi, ai nevoie de apă multă după aia. Și a zis, ea zice, e în pivniță, zice, și nu știu cum să-l scot, că mi-e și frică, zice. La care cel de la pompier a zis, doamne, ce, deschideți ușa la pivniță, puneți, zice, niște dulciuri acolo în grădină și așteptați, zice, să iasă. Și apoi zice, închideți ușa la pivniță. Mulțumesc mult, a zis ea. Cel de la pompieri o sună după o vreme, după vreo oră. Doamne, zice, am vrut să știu, totul e bine? Nu, zice. Dar ce s-a întâmplat? Zice, acum am doi sconși în pivniță. În loc ca să iasă cel ce treia să iasă, mai intră în pivniță unul că i-a deschis și ăla de-a venit numai bine, a găsit dulce și a zis probabil că restul e în pivniță și a coborât. Dar de ce vă spun asta? Dar noi nu cu mijloace omenești ne putem vindeca. Eu am în seara asta nevoie de mâna unui Dumnezeu care să scoată rădăcina răului din suflet. Ascultați ce vă spun în această seară. Eu am nevoie de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu.
Omul nu se poate schimba pentru că își pune el pe o listă. Mă schimb, 1, 2. Poți să faci liste, o faci spre dezamăgirea ta. Dar în schimb vreau să vă spun un lucru. Dacă în seara asta te rogi și spui așa, schimbă-mi, Doamne, inima. Prin intervenția supranaturală a ta, prin puterea Duhului lui Dumnezeu și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, lucrul ăsta se poate întâmpla. Lucrul ăsta se poate întâmpla. Există un autor, Alin Faur, l-am găsit pe Resurse Creștine, spune o poveste despre bunicul lui. Știi ce a spus? A spus așa, ca să încheiem în nota care trebuie să o încheiem. Bunicul meu a zis, spre sfârșitul vieții lui, s-a îmbolnăvit și a făcut o formă de Alzheimer. Când a venit fiica lui, i-a zis, bunicule, sunt Camelia, mă mai cunoști? Și el a zis, nu te știu. A venit fiul lui și a zis, sunt eu fiul tău, nu mă recunoști? Și a zis, nu. Dar știi ce s-a gândit fiul lui? La ceva magnific. A zis, bunicule, dar pe Iisus Hristos îl cunoști? Și atunci știi ce a strigat bunicul? Da! Că o viață întreagă l-a iubit și l-a slujit. Și a zis, hai să ne rugăm, bunicule. Și ce a zis el? În rugăciunea aceea, în Hristos, ne-am întâlnit toți trei. Nu m-a mai ținut minte, că așa e boala asta. Dar pe Hristos nu l-a uitat. Și ce-mi doresc? O dragoste care să-ți dea puterea să mergi înainte, o dragoste care să-ți dea puterea să fie numai Iisus în inima ta, nu o inimă împărțită. Și vă invit respectuos să ne ridicăm, să încheiem ziua de astăzi. Vreau să mergem într-un loc. Vreau să mergem într-un loc. Vreau să mergem la poala crucii Domnului Iisus Hristos. Și acolo să cerem așa. Cine dintre dumneavoastră e de acord să ceară ca într-un mod supranatural Iisus Hristos să intervină în inima noastră? Doamne, sunt lupte, Doamne, și văd multă sămânță strecurată de cel rău. Îmi strecoară iubiri interzise. Mă ademenește, Doamne. Le prezintă într-un mod în care să ne păcălească, să ne înșele. Doamne, Dumnezeul meu, nu vreau să devin un om amărât, un filozof. Nu vreau, Doamne, să răstălmăcesc lucrurile. Nu vreau să mi se complice mintea. Nu vreau să mi se aglomereze sufletul. Doamne, vreau limpezenie. Vreau simplitate. Vreau un drum drept. Vreau să trăiesc cu Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Vreau să pot să am o minte înțeleaptă care să vadă stânga de dreapta, să vadă drumul cel drept și să meargă pe el. Aleluia, Doamne! Ne rugăm în această seară să ne dai biruința asupra lumii. La biruința asupra lumii, Doamne, înseamnă ca inima noastră să se aparțină Ție în tot. Tu, zice Biblia, să te ții în totul, totului, tot de Dumnezeul tău. Asta ne spune Biblia. Haideți înaintea lui Dumnezeu să stăm. Haideți să-i spunem lui Dumnezeu în această seară, Doamne, poate că ceva s-a strecurat acolo. Nu știu. Nu știu cum arată iubirea Ta străină. Poate că este o dorință pământească nerăstignită. Poate că este o goană după ceva care și Tu știi că este rău. Poate este o abatere a privirii Tale. Poate că este un somn care a pus stăpânire pe Tine. Poate este o ațipire și o amorțire a ființei Tale. În această seară Iisus Hristos se uită după mireasa Sa și mireasa Sa suntem noi. Și rugăciunea mea este aceasta, Doamne, aprinde din nou inima mea dacă ea nu mai este așa cum ar trebui să fie. Că vreau să stau în așteptarea Ta. Vreau să stau, Doamne, în așteptarea Ta. Îți mulțumesc, Tată. Haideți împreună, iubiții Domnului, să mergem acolo. La crucea de la Golgota, unde a început povestea noastră de dragoste. Acolo unde Iisus Hristos a țintuit sufletul tău și s-a uitat la El. Și acolo ai fost străpuns de dragostea Lui. Acolo sufletul tău s-a schimbat și a început să meargă cu Domnul. Haideți la poala crucii Domnului Iisus Hristos.